Bună ziua, sunt doctor Alexe din Las Vegas și am un mesaj în general pentru sportivii din România, dar și pentru toți românii. Încercăm cu toții să ne ferim de acest virus SARS-CoV numărul 2 care produce boala COVID și avem probleme, ne infectăm din ce în ce mai des și acum au început și fotbaliștii să se infecteze. Toată lumea știe despre măști, despre spălatul pe mâini și despre distanțarea fizică și câteodată acestea nu pot fi îndeplinite din multe motive. Dar mai există un sistem cu care putem să ne apărăm foarte bine, este vorba de apă oxigenată. Toți știm că apa oxigenată omoară virusul și vreau să vă arăt ce facem noi la terapie intensivă la toți pacienții, absolut toți pacienții. Îi spălăm prin gură și le clătim gura cu apă oxigenată. O să încerc să fac focus. Aici o să vedeți că este H2O2 1,5%. H2O2 este apa oxigenată care se numește peroxid de hidrogen. Deci, o să vă deschid kitul și vă să arăt cum facem noi la pacienți. Acest kit are un container mic în care e apa oxigenată. Acesta este concentrație 1,5% și are doi bureți pe care îi scoatem din cutie. Deschidem containerul cu apă oxigenată. E apă, îmbibăm buretul în apă oxigenată. Și spălăm pe dinți. Deci apă oxigenată, o să tot n-ai să o vedeți. Apă oxigenată, concentrație 1,5%. Bineînțeles, după aceea le clătim gura. Dumneavoastră nu aveți acest kit în România, dar vă arăt imediat cum să preparați apă oxigenată de 1%. Am aici două containere, unul cu apă de gură normală și am apă oxigenată cu concentrație de 3%, hidrogen de peroxid. Am înțeles că și în România se găsește tot 3%. Deci, ce voi face? Voi scoate din apa de gură o treime, aproximativă, voi puteți să o măsurați mai bine acasă, și din apa oxigenată voi adăuga peste apa de gură acea treime și automat voi avea o concentrație în jur de 1% de apă oxigenată cu apă de gură. Cu aceasta mă voi spăla pe dinți, în mod normal, cu periuța de dinți și voi face gargară de câteva ori pe zi. Deci, mi-am clătit gura cu apă oxigenată, se știe bine că apa oxigenată omoară virusul SARS-CoV la concentrație de 1%. Se știe foarte bine că apa oxigenată va omorâ marea majoritate de virusuri care se multiplică în faringele nostru după ce ne-am infectat. Deci face foarte mult sens. Eu am luat virusul prin nas sau prin gură, el se acioește în faringe, se infectează acolo la niște cantități foarte mari, de acolo intră în sânge și ne infectează și plămânii. De ce să-i dau eu timp să stea în faringele meu și să multiplice când pot să-l omor cu apa oxigenată? E foarte logic, lucrul ăsta îl folosim noi tot timpul în spital, la cei mai grav bolnavi, la cei de la terapie intensivă. Eu folosesc această metodă de 5 ani și de atunci n-am mai avut nicio carie, cu toate că n-am avut o dantură foarte bună de când am fost mic. Deci, nu aveți nimic de pierdut, fotbaliștii, dacă ar folosi acest procedeu, ar evita multe sau dacă nu toate infecțiile, și vor putea juca în continuare. Părerea mea e că va ajuta campionatul să nu se întrerupă. Echipele nu vor fi eliminate de UEFA pentru că vor testa pozitiv și nu vor avea ghinionul cum a avut echipa lui Steaua să joace cu rezervele sau cu piticii pentru că majoritatea fotbaliștilor s-au infectat cu COVID. Vă doresc multă sănătate, vă spun ce fac eu, vă spun ce facem în spital cu acest kit. V-am arătat că este apă oxigenată, 1,5%. Și dacă doriți să aplicați metodele pe care le aplicăm noi, sunt convins că o să micșorați foarte mult infecțiile cu acest virus. Vă doresc numai bine, sănătate tuturor!